Ea este scrisă cu ocazia nașterii Maicii Domnului, de aceea se și cheamă scrisoare pastorală la nașterea Domnului Iisus Hristos, cu tema copiii, bucuria și frumusețea în familie, scrisă de înalt preasfințitul Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei în anul Mântuirii 2011, în Iași. Teofan, prin harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, către iubiții preoți din parohii, cuvioșii vețuitori ai Sfintelor Mănăstiri, drept credinciosul popor al lui Dumnezeu din arhiepiscopia Iașilor, harul, bucuria, iertarea și ajutorul de la Dumnezeu, cel întreime slăvit, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Iubiți fii și fiice întru Hristos Domnul, am ajuns cu mila lui Dumnezeu la marele praznic al nașterii Domnului, colândătorii ne bat la ușa sufletelor noastre pentru a ne împărtăși vestea cea bună a nașterii lui Hristos, din preasfânta de Dumnezeu născătoare. Prin adumbrirea Duhului Sfânt, inimile și glasurile copiilor curați, purtători de colind sfânt, ne mărturisesc adevăratul Dumnezeu ce s-a coborât pe pământ și a locuit între noi pentru a ne ridica la ceruri, făcându-ne părtaș vieții veșnice și nestricăcioase. Cu ochii credinței putem vedea pe Maica Domnului și pe pruncul din pântece, călătorind de la Nazaret la Betleem, vedem peștera în care s-a născut Dumnezeu cu prunc. Prin ochii credinței asistăm la primele zile trăite de Hristos printre noi, îl însoțim la Ierusalim la 8 zile pentru tăierea împrejur, îl însoțim la 40 de zile de la naștere pentru închinare, îl însoțim în Egipt fugind de mânia ucigașului Irod și apoi îl găsim în drumul de întoarcere către Nazaretul Galilei. Toate aceste momente legate de nașterea și copilăria lui Iisus trezesc în noi dorul după inocența copilăriei, după căldura unei familii în care domnește bucuria, armonia, pacea, viața curată și sfântă pe care o are fiecare copil născut în lume, deoarece copiii sunt cei mai aproape decât noi de firea lucrurilor și sunt cei mai aproape de Dumnezeu. Iubiți frați și surori în Hristos Domnul, la nașterea lui Hristos toate s-au umplut de bucurie. Oștirile cerești, lăudându-L pe Dumnezeu, cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Păstorii au primit minunea înștiințându-se de la înger: vă binevestesc vouă bucurie mare care va fi la tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor care este Hristos Domnul. Văzându-L pe prunc, s-au întors la turmele lor, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte au zise și văzuse. Magii de la răsărit, purtători de alese daruri, aur, smirnă și tămâie, ajung în fața dumnezeiescului prunc și s-au bucurat cu bucurie mare foarte. De ce are această bucurie mare? Pentru că pruncul, cum zice profetul, s-a născut nou ca un fiu și s-a dat nouă, a căruia stăpânire e pe umărul lui, și se cheamă numele lui Înger de Mare Sfat, Sfetnic Minunat, Dumnezeu Tare Biruitor, Domn al Păcii, Părinte al Veacului ce va să fie. La aceeași bucurie suntem chemați să o trăim și noi astăzi de praznicul nașterii Domnului. Se bucură cerul de rostirile imnilor bisericești, se veselește pământul că s-a născut mielul lui Dumnezeu. Veseliți-vă, drepților, ceruri bucurați-vă, munți săltați că s-a născut Hristos. Puterile cerurilor se bucură și pământul cu oamenii se veselesc că-și Domnul Iisus născându-se din curata Fecioară, toate s-au luminat. Aceeași sfântă bucurie legată de nașterea Domnului se prelungește și în viața umană a oamenilor care mărturisesc și trăiesc conștient și adânc taina coborârii lui Dumnezeu pe pământ, moartea și învierea sa. Împărtășindu-ne cu Sfintele Taine, adică cu Hristos cel născut în Betleem,
mort și înviat din morți, omul se naște din nou și renaște la o viață nouă altoită în Dumnezeu, devenind făptură nouă. Pentru această renaștere în Duh, omul se bucură cu bucurie sfântă, bucurându-se și Hristos, cu preacurata sa Maică și îngerii și sfinții toți. Bucurie mare a fost așadar atunci când s-a născut după trup Fiul lui Dumnezeu. Bucurie mare este atunci când omul se întoarce la Dumnezeu și se naște duhovnicește. Mai există însă o bucurie izvorâtă din nașterea Domnului, din bucuria renașterii noastre într-un Hristos a omului, și anume bucuria venirii pe lume a copiilor. Asupra acestei sfinte mari binecuvântate bucurii a nașterii de prunci, dorim să ne oprim o clipă astăzi în ziua de praznică a nașterii Domnului. Nașterea de prunci a fost considerată de-a lungul vremii în toate tradițiile tuturor popoarelor o mare binecuvântare de la Dumnezeu, revărsată asupra tatei, a mamei, a fraților, a surorilor mai mari și asupra întregii familii. Zdrucinându-se temelia spirituală a umanității în ultimele veacuri, nașterea de copii și-a pierdut sensul prin cunoștința multora, iar din aureola sa de har, bucurie și binecuvântare s-a diminuat prin pierderea simțului jerfelnic de la o familie la alta, care duc limitarea nașterii de prunci la cel mult unu sau doi copii. Aceste manifestări încurajate de legislații care permit, în ceea ce privește întreruperile de sarcină, comercializarea produselor anticoncepționale, care toate sunt de politică educațională distructivă în privința nașterii de prunci, fie mass media, fie alte metode, sunt consecința înstrăinării omului de Dumnezeu și lipsirea de nădejde în purtarea lui de grijă. În aceste zile de praznic pline de bucurie, nașterea lui Hristos este de nașterea lui Hristos este bine să fim pătrunși de adevărul care aduce pe lume un copil. Cine aduce un copil este izvor de bucurie, de bine, de binecuvântare pentru acea familie. Să întrebăm mamele în vârstă și pe soții lor care au adus pe lume cândva mulți copii. Și ne vor spune că nu regretă niciun moment faptul că au avut o familie numeroasă. Vor zice că a fost greu, că au fost momente de cumpănă, dar spre apusul vieții pământești se bucurau că aveau mulți copii. Să întrebăm și femeile și bărbații în vârstă care n-au avut copii. Aproape toți vor mărturisi tristețea lipsei de copii în familie, dar mai ales mustrarea conștiinței prin întreruperea sarcinii și prin nenașterea de prunci. Să privim la familie care și astăzi au prin mila Domnului mulți copii, chiar dacă este greu, cu dificultăți materiale, dar bucuria este pe măsură în cele mai multe cazuri. Copiii se ajută unul pe altul, se obișnuiesc de mici cu greutatea vieții, devin curajoși în fața încercărilor, căci au experiență în depășirea lor. În asemenea familii, dragostea între frați și surori este mare. Spiritul de jertfă nu lipsește, se mulțumesc cu puțin, sunt generoși, acceptă mai ușor privațiunile sau neîmplinirile personale. Relațiile lor cu părinții sunt frumoase, dar aceștia îi ajută, îi înțeleg și îi iubesc. Cele spuse mai sus nu sunt imaginare, nu sunt invenții literare, ci sunt ceea ce poate vedea cineva, că sunt izvorâte din constatări personale din viața familiilor, de preoți sau credincioși, care sunt numeroase, cu copii mulți, familii ce împodobesc și astăzi unele parohii ortodoxe din țară și din străinătate, iar în aceste familii, în ciuda aparenților, bucuria este la ea acasă. Sunt lipsuri din vederea bunurilor materiale, sunt nopți nedormite, momente de cumpănă, dar bucuria este fără de margini că familia este sub ocrotirea lui Dumnezeu. Spune psalmistul, iată eu și prunce ce mi-a dat Dumnezeu. Este spus a mamei născătoare de copii mulți, precum Isaia, profetul odinioară, spunea, din gura pruncilor și a celor ce sug lauda ai săvârșit pentru vrăjmașii tăi să amuțească și pe vrăjmaș și răzbunător.
Pare să spună împreună cu împăratul David, tatăl ocrotitor al familiei cu mulți copii, tot el fericește văzându-se înconjurat de fii și fiice, zicând, fericit este omul și casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașul său în poartă. Și mai presus de toate se aude glasul Domnului, lăsați copiii să vină la mine, căci oricine va primi în numele meu pe unul din acești copii, pe mine mă primește. Și să de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum prunci și nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Drept măritori creștini, am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la sfârșitul anului 2011 de la nașterea lui Hristos. A fost un an în care biserica și sinodul se apleacă cu mai multă atenție asupra sfintelor taine, a botezului, a cununiei, care sunt fundamente ale familiei creștine. Toți membrii bisericii sunt chemați în orice fel să mediteze la perspectiva creștină în ce privește protejarea tainei nașterii, creșterii și educării copiilor. Nădăjduim că această preocupare a întregii biserici față de familie să aducă roadele așteptate, tinerii să aibă familii creștine ferindu-se de desfrânare, copiii să se nască ca rod al iubirii și nu al planificării, pruncii binecuvântați de Dumnezeu să fie crescuți în frică de Dumnezeu, în iubire de neam, în rușine de oameni, după cuvântul bătrânilor noștri înțelepți de altădată. Anul nou, 2012, își va deschide curând ferestrele și vor fi zile și mai bune și mai puțin bune, căci viața omului este alternanță de cer senin și furtună. Dar în anul în care vine, familiile creștine vor fi mai numeroase dacă vor stărui în credința creștină, în iubire și sfințenie. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă flagelul divorțului, desfrâurului, a omorului de prunci sau păcatele contra firii nu vor înceta, cel puțin și nu-și vor diminua din prăpădul lor distrugător, dacă mamele tinere nu vor naște copii cu care le-a binecuvântat Dumnezeu, dacă rugăciunea va fi stăruitoare, săvârșirea liturghiei va fi cât mai deasă și cu adânc de smerenie și stare de prezență, românul va înțelege că fără de Dumnezeu nu poate realiza nimic frumos, adânc și adevărat. Atunci, anul nou 2012, dacă vom păzi poruncile, va fi un an bineplăcut Domnului, adică un răstimp de pace, nădejde, iertare între cei învrăjbiți, frățietate nezdruncinată, credință în Dumnezeu care este izvorul tot bine. În duhul acestei așteptări mânghietoare, îl rog pe Dumnezeu să aibă pe fiecare în parte și toți la oaltă, în iubirea milostivirii sale, să ne ocrotească de rău și dușmanie, să ne ajute pentru a avea cele de trebuință ca hrană, casă, loc de muncă, și cât mai multe familii cu copii credincioși, frumoși și sănătoși, în mintea și în trupul lor. Amin. Prazicul nașterii Domnului, cu bucurie sfântă, anul 2012 cu roade frumoase în familie, în biserică, în țară și în lume, și la mulți buni, frumoși și fericiți ani, al vostru rugător în Hristos și doritor de rugăciune și de tot binele către Dumnezeu, Teofan, înalt preasfințitul mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Iubiți credincioși, suficient încărcătură și pricepere ca să înțelegem ceea ce s-a exprimat și s-a dorit în această pastorală, dar trebuie să avem două idei generale care țin de regula interioară acum. Cei care sunt la împărtășit să-și ia frumos câte o lumânărică și încet să se strecoare în fața Sfântului Altar, fără să facă zgomot, să se închine frumos, să nu dea peste potir, să fie atent să nu miște potirul, să dea preotului peste mână, să facă o întâmplare nedorită. Apoi, pentru cei care vor să cunoască programul sărbătorilor și mâine și poi mâine la ora 8 va fi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și cele de cuvință, dacă mai este vreun râvnitor sau vreun zelot care ține post în ziua de praznic împărătesc, poate să împărtășească și mâine, dar nu-i nevoie, astăzi o puteți face. Iar pentru noaptea de anul nou,
programul este același ca întotdeauna, și anume, la ora 10 va începe privegherea, o să vă anunță și Părintele Stareț, va fi după priveghere moliftele Sfântului Vasile și vă rog să nu veniți duhnind a băutură sau a țigară, că n-are rost să o asculți, că ai mâncat, mâncarea e pentru trup, prostia e pentru diavol. Ați venit frumos cu evlavie și cu credință. Cine vrea să stea după aceea în continuare la Sfânta Liturghie poate sta liniștit. Un preot se va păstra neslujit și neîmpărtășit ca pentru cei care mâine dimineață, cum ar fi a doua zi de anul nou, pe 1 ianuarie, din noaptea despre 31 pe 1, vin și nu știu că a fost slujbă noaptea, vor participa în paraclisul mic, deci tot la Sfânta Liturghie, unde se va face la final și te de umul cu pricina, deci la sfârșit de an frumos, cum este rânduiala după tipic, și vor participa și ei la Sfânta Liturghie ca cei ce s-au ostenit noaptea. În restul, alte nemulțumiri nu cred că sunt. Putem doar un singur lucru să facem, să felicităm pe Crăciun și pe Crăciuna, pe Cristian și Cristiana, pentru că astăzi este nașterea lui Hristos și Cristian înseamnă dreptmăritor creștin, deci sunt suficiente nume care poartă aceste nume și derivate. Și cred că este nevoie de un îndemn scurt. Nu știu ce-ți face dumneavoastră după spovedit și împărtășit, dar Părintele Cleopa avea o vorbă foarte frumoasă și populară. Bă, după ce trece postul, nu scăpa ca porcul într-o acă, cu măsură și cu rânduială să nu strici tot ce ai agonisit în 40 de zile. Masturi, spovedanii, împărtășanii, este timp până la bobotează în harțul acesta să mănânci și 2 kg de carne de porc, și 2 kg de vin, și 2 kg de mușchi, 2 kg de brânză și 4 kg de pâine și 5 kg de sarmale, în așa fel, ca să rămâi același vrednic creștin, despre care se spune că mănâncă și mulțumește lui Dumnezeu, când postește, mulțumește lui Dumnezeu.